Locuitorii Bârladului nu vor putea simți pe deplin anul acesta magia sărbătorilor de iarnă. Primarul a decis că nu va împodobi orașul cu iluminat ornamental. Speră măcar să amplaseze un brad de Crăciun în fața primăriei și pentru acesta edilul face apel la cetățeni să doneze bradul. Ar putea să reducă la maximum consumul de energie, asta își dorește edilul. Ce alte modificări solicită primarul, ne spune chiar acum Cristi Georgescu. Bun găsit, primarul Bârladului, Dumitru Boroș, a cerut ca toate corpurile de iluminate din primărie să fie schimbate. Iar de iluminat festiv, de sărbători, nici nu poate fi vorba. Se gândește totuși să agațe câteva ghirlande luminoase în centrul orașului, în dreptul străzii Republicii. La fel ar vrea edilul ca în parcul Victor Ioan Popa să fie amplasat un brad de Crăciun. Pentru al cincilea an consecutiv, primăria Bârlad apelează la spiritul civic al cetățenilor, care pot și mai ales doresc să ofere bradul de Crăciun, ce urmează a fi amplasat în fața clădirii primăriei municipiului. Cei care doresc acest lucru își pot anunța intenția fie la secretariatul primăriei Bârlad, fie pe pagina de Facebook a instituției. Pomul va fi împodobit și aprins ca în fiecare an de Ziua Națională a României se anunță pe pagina de socializare a primăriei Bârlad.